Totuși, ce sunt probioticele și de ce sunt ele importante? Probioticele sunt bacterii vii care ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos. Dezvoltarea și promovarea produselor care conțin bacterii vii reprezintă o industrie în creștere, căci există un interes sporit din partea publicului pentru alimente naturale, care pot fi benefice pentru sănătate. Multe dintre afirmațiile referitoare la beneficiile undelor probiotice nu au fost încă dovedite științific. Însă, aceste microorganisme produc într-adevăr efecte pozitive în tractul intestinal, mai ales atunci când sunt folosite pentru a contracara efectele antibioticelor care ucid atât bacteriile rele, cât și cele bune. De altfel, prima descriere a probioticelor a avut loc în 1908, atunci când savantul rus Eli Mechnikov a observat că țăranii europeni care consumau în mod regulat produse lactate fermentate trăiau mai mult. În ultimii ani, oamenii de știință au efectuat mai multe studii pentru a explora posibilul impact al probioticelor asupra comportamentului. În acest context, a apărut termenul de psihobiotic. Un psihobiotic este de fapt un organism viu, care, atunci când este consumat în cantități adecvate, produce un beneficiu asupra sănătății pacienților ce suferă de o boală psihiatrică. Cercetătorii analizează dovezile care arată că aceste bacterii, atunci când sunt consumate în cantități suficiente, oferă un potențial imens în tratarea depresiei și a altor afecțiuni legate de stres. Microbiomul uman, ce conține aproximativ 1 kg de bacterii, poate fi modificat de dietă și de mulți alți factori. Nu este static și se poate schimba de la o zi la alta, începând chiar de la naștere. Stresul de la începutul vieții, cum ar fi separarea de mamă la naștere, produce schimbări de lungă durată în microbiomul nou-născutului. Probioticele au potențialul de a genera efecte comportamentale și imunologice, iar anumite psihobiotice au un efect antiinflamator demonstrat. Acest lucru este important, deoarece depresia și stresul sunt asociate inflamării în corp. Bolile infecțioase, precum sifilisul și boala Lyme, pot produce la rândul lor stări depresive. Dovezile sugerează că activările imune pot, cu ajutorul unui psihobiotic, să atenueze aceste stări. Echilibrul microbian intestinal poate modifica reacțiile inflamatorii, iar făcând acest lucru, poate modifica starea de spirit și comportamentul omului. Până acum, nu au fost efectuate multe studii pe oameni, însă cele realizate au avut rezultate destul de promițătoare. Într-unul din studii, voluntarii sănătoși au primit fie o combinație probiotică, fie un placebo, timp de 30 de zile. Cei ce au primit probioticele au raportat un nivel mai mic de stres. Într-un alt studiu, voluntarii care au consumat un iaurt care conținea probiotice au raportat o stare de spirit îmbunătățită.
Ce este clar până acum este că, din numărul mare de probiotice, doar un mic procent au un impact asupra comportamentului și se pot clasifica drept psihobiotice. Acest nou domeniu de cercetare poate deschide noi posibilități pentru tratarea depresiei. Momentan însă, trebuie să așteptăm ca oamenii de știință să efectueze studii mai ample, care să ofere dovezi incontestabile.